Suntem cu draga Olteanu Matei împreună, dar și cu Tamara Buciuceanu Botez împreună. Două doamne extraordinare care s-au iubit și poate se mai și iubesc acum, poate de la distanță, care au jucat împreună, care s-au admirat și care la un moment dat au și vorbit când au fost vremuri frumoase de vorbit. Dar astăzi, așa cum am promis dragăi, știți că îi spunem draga pentru că așa a hotărât ea și se supără dacă nu îi spunem draga pentru că este o tânără atât de puternică și de genială. Prin urmare, sărut mâna, draga! Bună seara! Bună seara, dragii mei! Să știți că vă aud foarte încet! Draga! Încercăm să vorbim noi un pic mai tare. Astă seară ne gândim la Tamara Buciuceanu Botez. Da. Și vreau să te întreb ce gânduri îți vin acum și ce amintiri frumoase îți vin acum în minte. Dragul meu, trebuie să-ți spun că noi facem parte din familia duenelor. Ce înseamnă duenă? Vine de la duenia, adică doamnă, doică în teatru, în dramaturgie, în literatură. Noi suntem niște femei care ar fi trebuit să jucăm și chiar am jucat mame, doici, bunice, actrițe de compoziție, actrițe de comedie. În afară de cum o cheamă de la Teatrul Odeon, Dorina Lazar, așa. La ora actuală nu mai există duene. Duena a fost Tamara, duena am fost eu și duena este Dorina Lazar și să-i dea Dumnezeu cât mai mulți ani înainte. Și vreau să spun că atunci când eram tinere, sigur că jucam subrete, jucam tot felul de roluri, mă rog, necesare spectacolelor respective. Și toată lumea credea că noi două nu ne putem suferi, că suntem în competiție, că n-a fost niciodată așa. Vreau să spun că întotdeauna ne-am admirat unele pe altele, că ne-am dus întotdeauna cu mare bucurie și cu plăcere la spectacolele unora sau a celorlalte. Iar în momentul în care împreună cu Tamara n-a fost de fapt singura dată, am jucat odată cu ea la radio, am jucat amândouă într-o piesă cu un colhoz rusesc, așa, unde eram amândouă bucătărese, ne-am înțeles de bine și am și cântat în duet. După aceea am jucat cu ea decât în Puscrele. Un serial care a fost acum câțiva ani de zile la Național TV, așa este. Exact. Și acolo discutam cu Tamara cum cred toți că o să ne luăm de păr și că o să ne certăm și că o să ne... Împotrivă. Noi acolo atât de bine ne-am legat. Până în ultima clipă, acum vreau să-ți spun un lucru. Mie nu-mi plac, sigur mie nu-mi plac și nu acuz pe nimeni dacă simte nevoia să se manifeste în alt fel. Dar genitul ăsta, dar noi nu știm din momentul în care ne naștem că o să murim. Și atunci când știm când pleacă unul dintre noi, Dumnezeu să-l ierte, poate pleacă într-o lume mai bună. Pe de altă parte, eu mă gândesc că ne tragem din daci. Și atunci ar trebui să ne bucurăm când un om care e bolnav și depășește o anumită vârstă e un bine pe care îl face Dumnezeu că-l adună. Înțelegi? Poate că, nu știu, poate o să mă judece lumea greșit. E greu să te desparți de unul care ți-e drag. E greu să să renunți la a-l vedea în fiecare zi și a te bucura de el, măcar și la telefon. Eu cu Tamara discutam lucrurile astea și sigur, iartă-mă, te rog, ne mai și amuzam din pricina asta, pentru că curând o să plec și eu.
îmi vine și mie rândul, nu mai am mult. Tamara era doar cu 4 ani mai mare ca mine. Draga, mai stai, te rog frumos, că dialogurile noastre sunt extrem de spumoase și așa cum ne-am bucurat de prezența doamnei Tamara Buciuceanu Botez, să ne bucurăm și de prezența ta. Pe de altă parte, într-adevăr, sunteți acele câteva, într-adevăr, doamne extraordinare și această prietenie într-o meserie în care rivalitatea și mâncătoria, mă refer în teatru și în film, este aproape o religie. Asta arată calitatea voastră umană, a ta și a distinsei noastre dispărute. Da, noi ne-am iubit foarte mult și ne iubim și cu Dorina Lazar, pe care o iubim și o admirăm foarte tare. Și tot a fost extraordinar. Eu ți-am spus ție odată de Jonathan Swift, care vorbea în călătoriile lui Gulliver, când țara Balnibarbi, erau strui drugi care erau oameni nemuritori. Și aici, și nu te mai țin mult, pentru că știu că vrei să-i mai chem și pe alții, se spune că în țara aia, că oricine era cu un picior în groapă, se încăpățâna să-l țină și pe celălalt afară. Așa că bătrânii trăgeau nădejde că vor mai trăi o zi și priveau moartea ca pe cea mai mare pacote. Ei, nu, noi nu o privim așa pentru că suntem daci. O iubim pe Tamara, o respectăm pe Tamara, ne gândim la ea ca la cea mai mare actriță de comedie a țării noastre, a acestor timpuri. Mulțumesc, și te rog, draga. Să rugăm pe Dumnezeu să o țină în lumină și în binecuvântare și în bucurie. Amin. Mulțumim frumos. Draga, mulțumim foarte mult. Ca de obicei, a fost un pansament pentru inimă și pentru minte. Cu siguranță că o să o iubim în continuare pe Tamara Buciuceanu Botez, pentru că așa cum e și tu și ea, ați fost și sunteți în continuare acele, cum să spun, superlative ale comediei, dar ale și dramei, care au avut totdeauna sufletul deschis către oameni și oamenii au apreciat și de aceea vă și iubesc atât de mult și pe una și pe alta. Mulțumim lui Dumnezeu și publicului acestei exact. Țări care dacă nu ne aprecia nu să știe ce era. E adevărat. Vă mulțumim din toată inima. Mulțumim foarte mulțumim mult. Mulțumim frumos. Da, doamnelor și domnilor, draga Olteanu Matei, mergem mai departe.